o pildă rostită de Domnul Iisus, cuprinsă în capitolul 15 al Evangheliei după Luca. Și am auzit spunându-se că acest capitol 15 din Evanghelia lui Luca este cel mai bine cunoscut capitol din întreg Noul Testament. S-ar putea să fie așa, deoarece reprezentări din acest capitol 15 am găsit în foarte multe opere de artă, în foarte multe istorioare. Luca a introdus aici, în acest capitol, trei pilde rostite de Domnul Iisus. Cea din tâi vorbește despre omul care a pierdut o oaie din cele 100 pe care le avea, apoi le-a lăsat pe celelalte 99 într-un loc care era mai sigur ca să se ducă să o caute pe cea pierdută. A găsit-o și a adus-o la turmă și s-a bucurat și accentul este pus pe bucuria regăsirii. Pilda a doua vorbește despre femeia care avea 10 bani de argint și în nu știu ce împrejurare femeia aceasta a pierdut unul dintre ei, din cei 10, și s-a apucat să caute până când a găsit banul pierdut. Odată ce l-a găsit, odată ce l-a avut iarăși în mâna ei, a chemat pe vecinele ei, pe prietenele ei, pentru ca să se bucure împreună. S-a bucurat și ea singură, dar bucuria ei a fost atât de mare încât a simțit nevoia ca bucuria ei să o împărtășească și cu acele care simțeau împreună cu ea. Cea de-a treia pildă vorbește despre fiul acela care și-a întristat tatăl, plecând într-o țară depărtată, risipind averea, dar mai ales destrăbălându-se, și apoi, după o vreme, când a dat de greu, de necaz, pentru că în viață totul se plătește, distracțiile se plătesc și unor foarte greu, a venit înapoi cu o stare schimbată și tatăl l-a primit. În cele trei pilde se vorbește despre pierdere și despre regăsire. Și bucuria care însoțește regăsirea. Vreau să vă spun că azi noapte, mult după ora 1, m-am plutat cu întrebarea aceasta în minte și azi dimineață m-am trezit tot cu ea acolo. M-am întrebat oare de ce Mântuitorul Iisus a simțit nevoia să folosească trei pilde, una după alta, ca să vorbească despre aceleași adevăruri, despre aceleași realități. Să fi fost oare ascultătorii lui de atunci, farisei și cărturarii, mai greoi la înțelegere în ceea ce privește prinderea adevărurilor spirituale? Să fi avut nevoie ei oare de mai multe dovezi ca să creadă că lucrurile despre care vorbea Iisus sunt tocmai așa? Și întrebarea aceasta îmi rămâne ca o temă de casă. Oricum, timpul pe care l-am la dispoziție în seara aceasta nu va permite să intru în detaliile pildei și mă voi limita să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri care se regăsesc în cele trei pilde, gânduri care ne-ar putea fi de folos dacă le vom primi și dacă le vom lăsa să ne schimbe poate gândirea. Am ales să citesc și primele trei versete pentru că ele constituie o introducere la fiecare dintre cele trei pilde. Ele descriu cadrul și motivația rostirii pildelor și de aceea vă reamintesc că Mântuitorul Iisus, atunci când vorbea, a fost înconjurat de mulțimi. Vameșii și păcătoșii s-au apropiat de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Nu știu precis despre ce vorbea Iisus în ziua aceea. Poate erau dimineață, poate erau după masă, poate erau seară. Nu știu despre ce vorbea Iisus. Dar un lucru este limpede și Scriptura îl arată foarte clar. Ascultătorii lui Iisus, din momentul acela, conștient sau inconștient, s-au împărțit în două tabere distincte. În prima tabără, aș spune că erau incluși vameșii și păcătoșii care se apropiau de Iisus ca să-L asculte.
Probabil că n-au mai auzit niciodată un învățător să vorbească din Cuvântul lui Dumnezeu cu atâta înțelepciune, cu atâta bunătate și cu atâta dragoste. Erau a doua categorie a fariseilor și a cărturarilor, care auzeau și ei aceleași lucruri, dar se întâmpla ceva cu ei și oamenii aceștia cânteau și ziceau în inima lor ce ziceau nemulțumiți.